pe locuri, fiți gata. Probabil că așa și-ar fi prefațat Tudor Vornicu reportajul care urmează, numai că el este în cursa... De la Oradea spre București. Pregătește un reportaj, cum îi spunem noi, de ultimă oră și a plecat chiar în ultima oră. La această oră, am filmat ieri chiar la ora la care urmăriți emisiunea Fotograme din Realitate, viorile păreau să se odihnească. Sunetele se stinseseră unul câte unul, arcușurile fuseseră puse deoparte, iar ele, după ultimul ecou, așezate pe pian, păreau ca niște corăbii ușoare ajunse la un țăr. Avea să fie o imagine doar de o clipă. Una din viori avea să ne înfioare, adăugând minutele de încântare în finalul emisiunii. Maestru Ion Voicu, stagiune de concert, vacanță, călătorii, ani și ani, totuși câte ore lucrați pe zi și acum? Aș vrea să vă spun un lucru. Un instrumentist nu are voie să nu lucreze. Nu știu câte ore pot să facă unul, câte ore pot să facă celălalt sau eu știu, în general, dacă țin seama de acest lucru, încă dacă m-ați întrebat pe mine, vă spun că nu există să lași vioara sau pianul, violoncelul de mână. Pentru că lași azi, începi să simți tu, lași mâine, simte publicul și așa mai departe. Eu personal, nu știu dacă am stat o 10 zile de când m-am apucat de această meserie, dacă pot să-i spun meserie. Mi-aduc aminte că am fost în Statele Unite, am avut un concert la Los Angeles și m-am întors. Știți că există diferența de fus orar și așa mai departe. Și n-am putut să studiez în ziua aceea și nici a doua zi. Ei, vă rog să mă credeți că m-am chinuit ca să pot să iau vioara, că aveam concert la New York, ca să pot să iau și să mă pun în formă. Deci, după mine, instrumentul nu trebuie lăsat de mână. Nu știu câte ore cât m-ați întrebat, 3 sau 4, dar eu acum cam 4. Vreau să vă reamintesc că odată ați fost împreună cu televiziunea la Reghin, da? Ați ajuns cu trenul dimineața în Reghin, da? Și înainte să mergeți la fabrica de instrumente muzicale, întâi ați repetat aproape o oră la hotel. Vă amintiți momentul acela? Da, aici vreau să vă spun că există și conștiința artistă. Eu nu pot. Eu dacă v-am cântat dumneavoastră azi un minut, două, am studiat dimineața pasajele. Nu se poate. Aici dacă vrei să faci altă meserie, așa cum v-am spus, trebuie să fii conștiincios și să muncești. Fără muncă în toate domeniile, nu vorba de vioară aici, fără muncă și conștiință nu se poate face. De ce se vorbește despre el ca și când aseară a fost pe ecran? De ce uneori este mai prezent decât sunt prezenți cei care ocupă ecranele? Pentru că a fost un om mare. Pentru că nu încep să vorbesc despre talentele lui pentru televiziune, fiindcă alea cred că le țineți minte dumneavoastră. Oricum era extraordinar, nu cred că ar fi avut egal în galeria de astăzi. Dar avea acel șarm. Știa să devină aproape cu fiecare, să pună așa câte o mică întrebare. În 1972, când
am venit în televiziune, el era deja istorie. Aici l-am cunoscut, lângă această scară, care are ceva, că observ tot ce se mișcă în acest hol spre bufet și de la bufet spre redacție. Tudor Vornicu își aduna oamenii pentru o emisiune următoare. Nu puteai să te miști, deci în spatele dumneavoastră era intrarea, aici în stânga dumneavoastră era bufetul, acolo erau studiourile și de o parte și de alta, corpul redacțional sus. Toată lumea curgea pe această scară sau spre această scară și el te chema. Vreau cu tare, vreau cu tare. Știa precis ce vrea. Avea tot așa o bucățică de foaie în mână, care din când în când se uita sau nota. De multe ori mi-am pus întrebarea, cum e posibil paradoxul ca omul cel mai aspru, cel mai dur, cel mai dificil din istoria televiziunii române să fie în același timp și omul cel mai iubit din istoria aceleiași televiziuni. Acum întrebarea e retorică pentru că răspunsul mi-e foarte limpede. Tudor Vornicu era întruchiparea perfectă a unui cuvânt la vremea aceea interzis, carismă. Era un om pe de-a întregul carismatic, deși aparența comportamentală nu era de natură să susțină deloc. Țineți minte, într-una din emisiunile trecute, o telespectatoare ne cerea informații despre acest sistem nou de mutare a caselor pe rotile. La București încă nu este momentul spectaculos, dar mi se pare că mai există în altă parte. Da, există la Râmnicu Vâlcea, dar prefer să păstrez surpriza. Sunt orașe în țara noastră care schimbă atât de repede înfățișarea, încât dacă nu le străbați la 2-3 ani, risc să nu le mai recunoști. Din imagini filmate cu răbdare de cineaști amatori de acolo, aflăm cum a fost mutată cu zeci de metri casa lui Anton Pan. Transportată pe șine, ea a fost acum restaurată și își va păstra în orașul nou rostul ei de muzeu. Mai ales că la câțiva pași de acolo, în Zăvoi, așa se cheamă parcul orașului din Râmnicu Vâlcea, se află locul unde la 29 iulie 1848 s-a cântat pentru prima oară imnul revoluționar Deșteaptă-te române, autorul textului fiind, precum bine se știe, Anton Pan. Deci dacă nu sunteți prea grăbiți când străbateți Valea Oltului, și în acest caz nu este bine să fiți grăbiți, opriți-vă câteva zeci de minute în orașul lui Anton Pan. Îi plăcea să lucreze cu echipe fixe. El, având o rezistență fizică și psihică absolut neobișnuită, folosea unitatea asta de măsură pentru toți și de aia echipa lui apropiată era formată din oameni care rezistau la măsurătoarea, la măsurătoarea asta. Avea o vorbă, la muncă. Cu asta începeam ziua? Duceți-vă la muncă, la muncă, deschidea birourile, ce faceți? Noi toți munceam, dar ăsta era lozinca lui. O vedetă. O vedetă, Tudor Vornic, o vedetă în fața camerelor, dar un muncitor pătimaș în spate. Să începem ca și când n-am ști nimic una despre alta. Cum vă numiți? Rodica Negrea. Profesiune? Actriță. Locul? Teatru Mic. Rolul de astă seară? Ivona, Principesa Burgundiei. Al câtelea din cariera dumneavoastră? Al câtelea important, că văd că ezitați. Al doilea rol important, așa îl consider eu. Leopoldina Bălănuță, să ne detașăm puțin de această clipă, de această seară și de acest rol. Și să faceți puțin aritmetică. Cât înseamnă viața dumneavoastră de actriță în roluri, emoții, o viață? 26 de ani de teatru. Nu știu câte roluri, nu le-am numărat. În orice caz, tot atâtea creații. Eu știu. Și
afară de 2 ani, toți în teatru mic. Deja unii critici au început să se pronunțe asupra creației dumneavoastră din această Ivonă și au numit-o, interpretarea dumneavoastră, elocvența muțeniei. Ar trebui câteva explicații, pentru că este un rol în care aveți 5 replici doar. Munca mea de pe scenă trebuie să spună tot și de câte ori sunt pusă în situația de a vorbi despre asta, preferați muțenia. Prefer muțenia. Ca în rol. Da. Cătălina Buzoianu, regizoarea acestui spectacol, a avut o încredere extraordinară în dumneavoastră, a acceptat un risc însă lucid. Ea știa pe ce se baza, evident, când v-a distribuit. Deci, am spus, este un rol în care aproape tot timpul tăceți. Cum l-ați compus? Greu. Cu teamă, cu neîncredere, cu chin, cu certuri, cu spaime, cu mine însă. O înțelegeți probabil foarte bine pe Rodica Negre astăseară, care într-un fel are un debut pe scena teatrului dumneavoastră, pentru că dumneavoastră cu atâta experiență în teatru, tremurați, vă simt. Da, Rodica nu e chiar la un debut, dar știți că și în cel de-al 26-lea an de teatru, parcă sunt tot la un debut. Amintirea profesorei dumneavoastră, Olga Tudorache, aia există, v-a ajutat? Există în permanență în mine și poate inconștient a rămas, a existat, s-a născut în mine nemulțumirea veșnică acestei mari actrițe în fața muncii, în fața unui rol pe care îl abordează. A fost în sală? V-a văzut? Ce a spus? Nu știu, n-a fost. Cred că vine în seara asta. Da. Îmi face mare plăcere să știu acolo. Conștiința profesională nu vă lasă să tratați ușor, cu liniște, și întâlnirea cu mii de ochi care vă judecă, vă examinează, vă aplaudă, este dură. Este foarte dură, dar și plină de iubire și de înțelegere și lucrul acesta eu îl simt. Dar nu, asta nu mă împiedică să depășesc tracul pe care l-am de fiecare dată când urc pe scenă. O înțeleg pe Rodica și sunt aproape de sufletul ei, cu tot sufletul meu, și doresc să aibă cel puțin tot atâtea bucurii cât am avut eu în cariera mea. Ce vă mai așteaptă? La roluri vă referiți? Da. Altceva nu-mi permit să vă întreb. La modul cert pot să spun că sunt distribuită în viitorul spectacol al teatrului Mitică Popescu, unde interpretez unul dintre rolurile piesei, se numește Angela. Și în rest tăcere. De când ați început să jucați? Repetițiile la Efectul Razelor Gamma au început la sfârșitul anului întâi. Rodica Negre, să spunem că v-ați născut pe scenă. De fapt, câți ani aveți? 26. Mulți înainte. Acesta era biroul lui Tudor Vornicu până în aprilie 89. Sunt însă niște mici schimbări. De exemplu, masa aceasta se afla așa, într-o poziție care tăia colțul. Cea rotundă cu scaunele respective erau puțin mai lipite de perete. Aici stătea el cu ochelarii pe nas, privea peste ochelari tot timpul și cu o mână pe telefon. Iar noi, la acea masă, aveam schimburi de replici, uneori de un haz, fără de seamăn, care demonstra că echipa lui era o echipă adunată, strânsă, nu știu, nu-mi permit să spun pe o specială valoare profesională, dar pe niște caractere puternice și pe o, nu patimă, ci o bucurie pentru profesie deosebită. O să vă întrebați, desigur, ce căut eu acum în același birou. Și am să vă spun că așa cum 7 ani am lucrat cu el aici, așa lucrez și acum, alături de sau împreună cu directorul canalului România 1. Ar trebui să vorbesc despre Vornicu în mod special și pentru că nu știu decât să povestesc, am să vă spun povestea unui reportaj în care nu eu sau reportajul este important, ci tot el.
se întâmpla prin 82, într-o zi banală, obișnuită. Pentru noi terminasem lucru și eram acasă toți. Pe la 11 a sunat el și mi-a zis: ce faci, sper că nu dormi? Nu, cum o să dorm la ora asta? Bine, atunci în jumătate de oră îți strângi bagajele, că va veni întreaga echipă să te ia. Plecați la Sighișoara, mâine dimineață trebuie să fiți acolo. Puțin surprinzătoare comanda. Dar ce fac acolo, am întrebat eu. Te privește, o să intre în țară trenul Orient Express. Cum mă privește, Nea Tudor? Explică-mi ce trebuie să fac, dar nu mă interesează. Tu ești reporter și tu faci reportajul. Zdronc, telefonul. Eu mi-am strâns bagajul. La 11:30 a fost echipa în fața blocului. Dimineața, la 7:30, eram la Sighișoara și a intrat în gară, într-adevăr, Orient Expressul. După 100 de ani de la inaugurarea sa, era prima călătorie. Pentru noi, să intri într-un tren occidental și cu o tradiție istorică atât de semnificativă, dar și artistică, pentru noi era extraordinar în anii aceia. Când am terminat, am filmat o zi întreagă în tren și am venit acasă. Patronul trenului mi-a spus că i-a plăcut cum a lucrat cu echipa televiziunii și că mă roagă să mă duc la patronul meu, dar înainte să trec pe acasă, să-mi iau pașaportul și să mă duc la patronul meu, să-i spun că sunt invitată împreună cu echipa de filmare să continuăm călătoria trenului Orient Express până la Istanbul și pe urmă să ne întoarcem pe Coasta de Azur. El o spunea cu un mare firesc, eu n-am răspuns la invitația lui cu același firesc. Trenul urma să stea 2 ore în gară, mi-a zis că așteaptă până ne întoarcem și cu bagaje în plus, evident. Și m-am întors la televiziune, i-am dat telefonul Nea Tudor și i-am zis: patroane, că așa te-a numit un patron de tren, patroane, sunt invitată să plec mai departe la Istanbul. Ce zici, ce poantă bună! Orient Express 1982 nu este titlul unui nou film artistic, ci numele trenului cu rută specială, care joi, 7 octombrie, a intrat și s-a oprit în gara Sighișoara. Expresul a circulat pe distanța Paris-Istanbul, Istanbul-Paris, trecând prin România, încă de la ediția Princeps, din 1883. Pregătindu-se sărbătorirea centenarului său, iată-l intrând în avantpremiera evenimentului, în 1982, în țara noastră, unde pentru prima oară în istoria sa se oprește 11 ore. Și în timp ce turiștii străini se pregătesc de îmbarcare în autocarele Oficiului Național de Turism pentru a începe o vizită în orașul vechi și nou Sighișoara, la Bran și în Brașov, pe Valea Prahovei și la Sinaia, echipa noastră de filmare vă prilejuiește o întâlnire cu vedeta serialului artistic Orient Express, pe care desigur l-ați văzut pe ecranele noastre de televiziune, cu trenul supranumit în anii de la sfârșitul și începutul secolului, regele trenurilor, trenul regilor. Fabulosul tren care străbătea Europa în anii frământați ai celor două războaie mondiale a devenit el însuși o legendă, prin legendele petrecute în luxoasele sale saloane. După al doilea război mondial, își pierde însă din popularitate, iar anul 1977 înseamnă sfârșitul călătoriilor sale. Și iată-l în 1982, pregătindu-și centenarul printr-o nouă funcționalitate. Orient Expressul, recondiționat și restaurat în formula inițială din 1883, este destinat călătoriilor pe itinerarii istorice, cu opriri în orașele Europei cu viață spirituală intensă. Dar numai pe teritoriul României, Orient Expressul oprește de 3 ori.
În anul următor a filmat el cu Orient Expressul și țin minte că ne-am pus reportajele unul lângă altul, le-am vizionat împreună să stabilească colegii noștri care e mai bun. Tudor Vornicu n-a așteptat să se spună că al lui era mai bun. Nu țin minte ce s-a spus. Pot să vă spun că nu era infatuat, că nu se bucura de complimente în mod special. Era doar un tip devotat acestei profesii. Niciodată nu a fost mai deștept decât alții. Niciodată nu a încercat să demonstreze că e șef. Era un adevărat realizator de televiziune. Avusesem un conflict cu redactorul șef de la redacția unde lucram, emisiunilor pentru tineret, câțiva ani lucrasem acolo de când am început meseria și am avut un conflict puternic cu el și pur și simplu n-am mai venit la televiziune vreo 3 săptămâni. Situația mea putea să se agraveze, ar fi putut să mi se desfacă contractul de muncă. Și atunci Nea Tudor, pentru că și Carmen Dumitrescu era o răzvrătită și Sandu Ștarc era incomod, Nea Tudor a zis: lăsați că pun eu biciu pe ei. Asta a spus președintelui din 79 al televiziunii. Da, a pus un bici extraordinar pe care nu-l mai avem de când nu mai e el și pe care sunt sigură că îl regretă. Lipsa lui o regretă și Carmen, lipsa acestui bici. Ștarc, poate că s-a întâlnit cu el pe undeva. Avem multe cărți în această emisiune, unele care s-au scris, altele care se vor scrie. Se va scrie o carte despre muzică, dar momentul nostru va fi și un moment muzical. Am iubit muzica, iubesc muzica și voi iubi muzica atât timp cât voi exista. Un eventual început al viitoarei dumneavoastră cărți, stimate Valentin Teodorian. Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți oaspetele emisiunii Fotograme din Realitate și câteva cuvinte despre această viitoare carte și despre intențiile dumneavoastră de viitor, viitorul apropiat și mai îndepărtat. Pe mine mă interesează în cazul în care aș da curs acestui imbold de a scrie o carte de amintiri, în această carte să se vorbească mai puțin despre mine, mai ales că eu am să o și semnez, și foarte mult despre toate personalitățile care m-au înconjurat în această așa zisă carieră. Mie îmi place să-i spun chemare, mai mult decât carieră. Și în legătură cu ceea ce pregătiți în această chemare a dumneavoastră, în ce vă vor vedea spectatorii și sperăm că și telespectatorii? Am avut o foarte plăcută surpriză. Conducerea Operei Române din București îmi face această deosebită cinste, această onoare, să organizeze un spectacol omagial la Sala Mare a Palatului Republicii în seara zilei de 20 aprilie. Numai că de data asta spectacolul o să fie mai mult cu proză decât din punctul meu de vedere, fiind vorba de Liliacul, opereta, celebra opereta lui Johann Strauss. Însă, pentru prima dată, o inovație la noi, în teatrul nostru de operă, în economia spectacolului, în desfășurarea lui la balul prințului Orlovski din actul al doilea, să aducă niște invitați care să facă un program cât mai eterogen, cât mai variat. Și cine sunt invitații lui Valentin Teodorean? De data asta, pe invitații mei, cei pe care contez până la ora actuală, sunt vechii mei prieteni, Herlea Ohanesian. E vorba să mă onoreze cu prezența doi prieteni mai tineri de la operet, Cleopatra Meridoneanu și Dorin Teodorescu. Sunt convins că telespectatorii sunt foarte mulțumiți că v-au auzit vorbind, dar vor fi și mai mulțumiți dacă veți accepta invitația noastră de a cânta pentru emisiunea Fotograme ceea ce vă dorește inima. Cu plăcere, să încerc. Voi încerca să cânt în direct canțoneta Vraja de Tosti. Cei
sau filtru ascuns. Cu sfială în mână am luat-o, dar parfumul în când mi-a pătruns. Cu mișcările tale ușoare, încântare în urma ta laș, când te-arăți toată firea tresare, florii în urmă răsoară pe-ai tăi pași. Când te-arăți toată firea tresoare, florii în urmă răsoară pe-ai tăi pași. În ce țară ai fost tu stăpână, în ce țară de vis și povești? Nu știu dacă ești nimfă sau zână, dacă vreo arătare nu ești. Ultima emisiune pe care am făcut-o împreună s-a numit Fotograme. A fost un foarte mare succes pentru timpul acela, deși mergeam numai pe partea pozitivă a lucrurilor, că rar când mai se îngăduia câte o anchetă care ne făcuse, de fapt, să zicem așa, foarte cunoscuți în România. Și el zicea că eu sunt șefa. El era șeful. Dar, într-adevăr, conducerea emisiunii mi-a lăsat-o pe mână. Dacă era ceva care nu-mi plăcea la ce făcea el, fiindcă eram foarte, foarte duri unii cu alții, eram foarte neconvenționali în aprecieri. Ai făcut o porcărie azi, ai făcut excepțional astăzi. Eu mă duceam și îi spuneam, nu cu teamă, nu cu vai de mine, el e șeful, băi, este o mizerie ce ai făcut, trebuie schimbat, trebuie tăiat, trebuie... El stătea să uita la mine și spune, da, șefa, imediat se poate, dar nu vă enervați. Și se schimba totul, absolut totul. În emisiunea lui Vornicu nu exista comunism. Nu exista propagandă comunistă, ceea ce la vremea aia pare de neconceput. Dar efectiv așa era. În emisiunile lui Vornicu erau numai oameni și evenimente foarte interesante. Totul era, cum să spun, trecut prin filiera afectivă a percepției oamenilor și evenimentelor, nu a pozițiilor sau a importanței lor politice. Știa ce înseamnă autovizualul, știa ce înseamnă știa ce înseamnă televiziunea, pentru că realmente s-a confundat cu istoria acestei televiziuni. Și acum, reportajul promis. Cel de ultimă oră, sosit în ultimul minut. Sosit, într-adevăr, în ultimul minut, montat, așa, lipit, nu e o operă de artă din montaj, dar eu cred că nu era necesar niciun fel de montaj. Pur și simplu să-l dăm pe post. Și să-l ascultăm. Da. Băile Felix, Hotel Lotus, acum câteva ore. Spre seară, în toată pădurea din jurul stațiunii, se aude cântecul privighetorilor. În momentele care urmează, aparatul de filmat și magnetofonul vor fi martore la o întâlnire mai puțin obișnuită. Ah, nu mă aduc minte despre Luciferul mai mult, dar poate că... Aha, mai am un singur dor. În liniștea serii să mă lăsați să mor. Pe margine am rii, cu codrul aproape, pe întingele ape. Asta e foarte frumoasă. Da. Și ce mai mă duc aminte? Ah, somnoroase pasărele pe la cuiburi se adună, se ascunde în rămurile.
Noapte bună. Și asta noapte bună. Sunt cele mai frumoase cuvintele ce știu. Sunt ca muzica. Mă numesc Aune Kallinen. Sunteți chiar din Helsinki? Din Helsinki. Când ați venit pentru prima oară în România? Am venit 76. De ce ați venit? De 7 ani, da. Dar de ce ați venit în România atunci? Am fost săi de bolnavă. Când am fost în Finlanda, nu am putut să merg deloc. Și doctorii în Finlanda au încercat să mă ajut, dar degeaba. Nu au putut să fac nimic. Numai operație. Și am fost puțin speriate despre operație. Nu a reușit acum, întotdeauna bine. Și o prietenă mea care a fost aici deja, mi-a spus că mergem la România, poate că acolo se poate face ceva. Și am plecat. Prima dată când am venit aici, cu ajutorul la stânga și bastonul la dreapta. Și după 3 săptămâni de tratamente, am putut să merg singura acasă. Și bineînțeles că se naște încrederea enormă în doctorii și tratamente de aici. Atunci am văzut că trebuie să veni aici multe ore și am început să învăț limba română. Și nu-mi place să fii în țară, să nu înțeleg nimic. Și îmi place mult România și limba România de români, care sunt foarte prietenioase și au sufletul bun. Pentru încheiere, o cugetare. Artistului se cuvine să plăsmuiască din mai multe lucruri unul singur și din cea mai mică parte a unui lucru, lumea. Parafrazând, reporterul din Lumea înconjurătoare ia o mică parte și dacă cumva vi se pare prea mică, iertați-l, mai urmează o săptămână. Până atunci, la revedere! La revedere!